mai doar încă. Să nu-mi vină Doina, că jur că mă duc la ea și iau năframa aia. Mă duc și o deframez, sau cum se cheamă când îi scoți năframa. Suficient, că l-a enervat pe Dragoș. Fata dulce, muta dulce. A mea, Monica Beluci. Mm, da. Bă, fără Monica Beluci. Ia, bitch! Până la Monica Beluci. Eu doar roșu, ia. S-a legat de Monica Beluci. Fata mea la toți li place. V-a intrat a în carapaci. A zis de Monica Beluci, nu. N-ai voie. Mersi. Pentru colaborări, contactați-mi managerul. E, păi îl recunoaștem ușor. Bună seara, no. Bună seara. Bună. Masca jos. Masca jos. Masca jos. Corect. Fac ce vreau, mă doare în cot. Asta e. Ce anume? Cum te numești? Hai, Dragoș. Da, păi, salut. Mă numesc Alexei Eugeniu și am făcut așa o mică distracție, zicem. Eugeniu, dar de ce urmează. Nu dai masca jos? Nu. Nu, dar de ce? Care ar fi nu, motiv? De ce? Asta e personajul. Auzi, dar ești deranjat de ceva? La ce te referi? Nu știu, ai o... Ai o atitudine, da? Cel puțin ciudată. Mă doare în cot. Ah. Păi da, dar eu ți-am vorbit frumos. Păi eu tot, îți dai seama. Eu te iubesc și tu pe mine, așa că... Nu, stai puțin, eu îți vorbesc frumos. De ce nu vorbești și tu frumos? Păi frumos vorbesc, nu? Păi nu vorbești frumos. Adică? Nu vorbești frumos, pentru că în sală mai sunt doamne, mai sunt fete și tu vorbești urât. What? Eugeniu, gata. E ok, mersi frumos. E târziu, chiar nu e cald. Hai. Mergem? Mersi, go. Ok, perfect. E târziu și e sărbătoare și cântă muzica. Băiatul cu mască este de fapt un om cât se poate de vizibil și de interesant. Eugeniu știe să monteze, să filmeze și are un canal de YouTube de succes. Apariția lui de azi rămâne un total mister. Dar cine știe, e posibil să se întoarcă într-o zi ca să lămurească filmul.